Alături de noi, așa cum v-am spus, Gabi de la Total Tools ne prezintă un interesant motor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Gabi, bine ai venit! Bună dimineața! Bine, nu e chiar motor, mă, în sine. E, până la urmă, și ea o pompă. Are și o parte de motor. Da, da. Că altfel n-ar merge pompa. Corect. Vorba aceea. Deci, că tot veni sezonul, chiar ieri discutam despre pompele astea importante, mai ales că lumea trebuie să se doteze din timp, să zicem, cu ele. Și asta este de o pompă de ce capacitate? Da? Este o motopompă, da, deci cu motor termic. Ai o capacitate mai mică, se vede și pe volumul ei, o pompă mai micuță, ușoară, care poți să o iei și să te plimbi cu ea, știu, după sursa de apă. Acum, ele, să zicem așa, pleacă de la motopompa asta până la motopompele care, știu eu, sunt trase și după tractor. Dar aici e foarte important că asta e de capacitate foarte mică și foarte utilă pentru o mică gospodărie, pentru un mic solar, că tot am vorbit de semințe, de însămânțări, de irigații și așa mai departe. Trebuie să avem și sursa de apă. Și care este principiul de funcționare aici? Deci are un motor termic, benzină, motor în patru timpi, da? Deci motor în patru timpi, nu benzină în amestec, are o baie de ulei, avem un ulei, avem benzină, pornim... Ca la mașină. Și ne facem bagi treaba. Furtunele, unul aici, nu? Da, aici avem o aspirație, aici avem o refulare. Aspirație, refulare, de aici se amorsează, pentru că ele trebuie foarte bine amorsate și apoi... începe să curgă. Acum, am zis, asta este o capacitate mai mică. E foarte utilă pentru un mic solar, pentru a umple un bazin de apă, pentru că majoritatea celor legumitori folosesc apa din bazin. Umpli bazinul sau, știu eu, de unde ce ai tu acolo, da? Și îți faci treaba. Vin motopompele de capacitate mai mare, de presiune mai mare, de debit mai mare, care deja le putem folosi la o instalație de irigare, la o instalație de aspersoare. Sunt și cele profesionale, cu motorizare Honda. Ce înseamnă da, asta înseamnă doi, ca un debit de apă, deci asta îți, cum să spun eu, deci în primul rând motopompele au o absorție de 8 metri, trebuie să știm foarte clar, deci nu poate să absorbă la mai mult de 8 metri. Și foarte importantă absorție la orice fel de motopompă, la orice fel de pompă, hidrofor și așa mai departe, pentru că sunt mulți care vin și aleg pompele, hidrofoarele, știu, pompele electrice după preț mai nou. Am avut mai nou caz când a venit o familie cu instalatorul după ei, cu ruleta în mână, instalatorul, și a început să ne măsoare hidrofoarele. Zic, bun, haideți să vă ajut. Zic, pentru ce-l măsurați? Păi, dar e căminul deja făcut și îmi trebuie unul micuț să-mi intre în cămin. Păi da, dar asta n-ai regulă, zic, nu poți să-ți iei un hidrofor după căminul care l-ai făcut. Făcut poate greșit. Da? Trebuie să-ți iei un hidrofor după necesitățile tale, ce vrei să faci tu cu apa. Alimentezi casa, alimentezi grădina sau și casa și grădina, și atunci dacă îl iei pe cel mai mic după dimensiuni, tu instalator să nu muncești mult, nu ai rezolvat nimic, ai făcut pe oameni să dea banii degeaba. Important e dacă ai unul la casă, să zicem, sau cum spui tu, care să-ți folosească. E bine să fie la curent, ca să nu tot îl pornești, să-l oprești. Da, pentru curte sunt, am zis, hidrofoarele. Acum tot am vorbit de toate produsele de hidrofoare, de pompe, nu știu de cât am vorbit noi. Noi vindem brandul Wasser Koenig, eu personal îl vând de prin 2005. Numai Wasser Koenig, nici nu ne interesează alt brand, pentru că acolo avem... vorba de calitate. Calitate, în primul rând, în al doilea rând avem, și poate mai important, serviciul. Deci orice hidrofor, orice pompă electrică, orice pompă submersibilă, nu, eu garantez că nu stă mai mult de 2-3 ore într-un serviciu la noi aici undeva. Ceea ce e foarte important, pentru că la un serviciu, la un utilaj, de exemplu, aduce un motofierăstrău, aduce un motocultor. Bun, înțelege, mai durează o zi, 2-3, bine, în regulă, dar când e vorba de apă, acolo sunt probleme. Fiecare, sau aproape fiecare, are un copil în casă mic, un bătrân poate bolnav și are nevoie de apă în permanență. Apa e apă. Ar trebui să redați sfatul ăsta și celor de la APAPROT, știi? Da. Că ei, la ei durează 24 de ore. Da. Și atunci trebuie să te miști foarte repede cu serviciul în ceea ce privește utilajele de genul ăsta. Și, cum repet, pe Wasser Koenig e o gamă foarte, foarte, foarte diversificată. Începem de la cele mai mici pompe, chiar submersibile sau chiar de suprafață de grădină, și chiar ca și preț, deci sunt foarte accesibile,
până la pompele premium, pompe cu garanție extinsă la 4 ani de zile. Bun, și pompele mari, care efectiv iau și transmit apa în casă, nu? Că aveți și... Deci, da, 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 da. Ele nu sunt pe motoare, pe benzină, nu? Nu recomandăm, nu recomandăm, nu. Deci nu recomandăm la o casă să-l alimentăm pe o motopompă, cu un motor termic. Pentru că are un rezervor de benzină care la un moment dat se va termina, da? Și cineva trebuie să stea, trebuie să-l mai angajeze un om să tot verifice... Acolo mergem pe cele electrice, pe cele sistem hidrofor, pentru că avem vasul de hidrofor care ne permite, care la o casă folosești poate un robinet la bucătărie, îl deschizi de 10 ori în, știu eu, în 3 minute sau, și atunci hidroforul nu va porni de fiecare dată când tu ceri apă, pentru că el are vasul lui de, care are rezerva de apă. Cu cât vasul e mai mare, cu atât hidroforul pompa pornește mai rar. Asta este o pompă specifică, dar vreau să te întreb dacă știi cum e românul, că le folosești la toate. Dacă vrei să-ți, nu știu, să-ți drenezi o suprafață, trebuie să o iai submersibilă sau poți să-ți faci treaba și cu una acasă? Ce zicem? Să scoți apa de undeva. Da, există pompele pentru apă murdară, semi-murdară sau murdară. Sunt niște pompe submersibile care alea trebuie. Vrem să golim o fosă, vrem să... Exact. Da, sunt niște pompe... La fose, de exemplu, avem pompele de, nu știu, 200 de lei și un pic, în cele mai micuțe, care scoate apa murdară. Pentru că și aici trebuie să înțeleagă fiecare, apa murdară sau și mizeria. Da? Dacă vrem să scoatem și mizeria, atunci trebuie o pompă cu tocător, sunt niște pompe submersibile cu tocător, care și toacă eventualele mizerii ce mai sunt pe acolo. Nu, da, îți dau un exemplu, dacă vrei neapărat să scoți, ca să nu mai e una din aia, ai de scoți niște apă de nu știu unde, poți să o folosești pe asta atâta vreme cât pui ceva în capă să nu intre, să nu se înfunde. Nu prea indicat, deci nu ar trebui să spunem că se poate, cu toate că sunt mulți care mai folosesc și mai fac. Păi asta zic, că știu, dar că... noi ca și vânzători și ca și cei care asigură serviciul nu indicăm așa ceva. Asta e o motopompă de apă curate, exact, cu care trebuie să, știu eu, să facem altceva. Când discutăm de o apă murdară, atunci ar trebui să discutăm despre o altfel de motopompă care e făcută pentru apă murdară sau pompele submersibile, care am spus, cu tocător, care alea ne poate scoate chiar toată mizeria de din fosa septică, sau mai sunt beciuri inundabile, mai sunt când vin ploile și așa mai departe. Avem și niște sisteme care se pot pune la o casă, de exemplu, într-un beci care se mai inundă când există un bazin cu o pompă, cu senzor de pornire, cu tot ce trebuie. Când ajunge apa la nivelul respectiv? Îl îngropăm în pardoseală și toată apa se adună acolo și în momentul când el se umple, pleacă pompa singură, un furtun îl scoate afară și tu poți să stai plecat de acasă liniștit. Un sistem din ăsta am văzut în Germania, într-o zonă inundabilă. Electric, nu? Da, electrică, da. Da, electrică. Am văzut electrică, pentru că sunt singurele care pot să primească o automatizare. Pentru motor termic e mai acesta dificil. Dacă apa vine cu reziduri, să zicem, da? Nu se înfundă chestia asta de aici. Avem turbina care va fi afectată în primul rând. Da, poți, te riști, ce să zic, te poți risca. Are o oxidă, ceva? Nu, poți să-i pui. Ele vin dotate cu un sorb, dar nu un sorb cu sită. Deci, sau, mă rog, cum sunt sorburile alea care le știm foarte fine, care le punem la hidrofoare. Poți să-i pui, dar, repet, deci, trebuie să o lași. Nu, dar ca să ai grijă mai mult de ea, să zic. Da, să ai grijă mai mult de ea. Absorția e foarte importantă. Cu cât o sugrum pe absorție, cu cât vii cu mai multe coturi, cu mai multe adaptări, atunci o îngreunesc pe ea ca să poată absorbă și să-și facă treaba. Am înțeles. Deci să-și mai treaba. Trage și din putere. Da. Sunt iarăși... La ce preț e una din asta? E într-o promoție acum, 700 de lei și un pic, ceva de genul ăsta. Da. E o pompă minunată, lucrează pe un țol jumate. Uh-huh. Sunt, apoi am zis, motopompele de la pe 2 țoli, pe 3 țoli, pe 4 țoli chiar. Avem motopompe imense. Da. Gabi, ca și întreținere, ce trebuie să știe un... Trebuie să schimbe uleiul. Da. La primul schimb de ulei se face după 10 ore aproape la orice fel de utilaj cu motor termic, da? Pentru că avem o baie de ulei. Este un ulei special care îl găsesc uleiul sintetic care îl găsim la noi. E un ulei care rezistă la temperatură. Ele sunt motoare cu răcire prin aer și atunci îi trebuie un ulei care se rezistă la temperatură. Și benzina să fie curată. Da, aici e benzina normală, nu? Benzina normală, da. Benzina normală.
Înțeles. Da, deci este în regulă. Aici și aici, când le alegem, trebuie să știm, pentru că acum sunt majoritatea oamenilor, na, încep aspersoare prin curte una, vrem să irigăm cu alta, vrem... Nu poți niciodată să te orientezi doar după preț, adică mi-am luat 4 aspersoare, dau un exemplu, și vin să-mi iau o motopompă, care e cea mai ieftină? Pentru că aspersoarele, de exemplu, au, sau cum să zic eu, cer o anumită presiune de lucru și un anumit debit de apă. Dacă nu, dacă nu l-ai... O să luăm această motopompă, că e cea mai ieftină, probabil are un 2 bar la ieșire și debitul nu o să fie suficient pentru cele 4 aspersoare. Deci v-am mai discutat de asta. Trebuie să calculăm, să vedem ce debit avem nevoie. Sau chiar și într-o casă. Alimentăm o casă. Deci ce facem noi în casă? Ce aparatură avem? Sau ce mașini de spălat? Mașini de spălat vase? Câte dușuri? Câte ghiuvete? Câte băi avem? Și atunci poate suntem o familie mai numeroasă, 4-5 persoane, poate facem 2-3 duși odată. Deci trebuie să toate calculate. Vreau să te întreb referitor la asta, ca să dau un sfat telespectatorilor. Sunt foarte mulți care își fac, începe perioada de primăvară, au construit poate de anul trecut, s-au oprit, reîncep construcțiile, chiar unor case de locuit, dar de obicei casele de vacanță. Există, Gabi, ca și